Bună, drăguților, bună, suflete faine, sunt astăzi aici alături de voi, facem etalarea lunii octombrie-noiembrie pentru Taur. Am întârziat așa un pic luna asta, asta e, n-am ce să fac. Hai să vedem ce iese la voi, energia lunii octombrie, ce a mai rămas din octombrie și început de noiembrie, da? Pentru Taur, scoatem de aici câteva cărți din acest oracol și văd așa că pe plan profesional văd că aveți tot suportul necesar. Văd că ați descoperit ceva, semnați un nou contract sau e ca și cum, da, avansați. Pentru unii dintre voi totuși să aveți grijă pentru că prea mult, cum să spun eu ție, e ca și cum muncești prea mult sau în luna octombrie te chinui să descoperi ceva, te stresezi un pic cam mult și atunci s-ar putea să fii, din punct de vedere mental, un pic cam jos, da? Cam low. Dar în rest, toate bune și frumoase. Văd aici semnarea unui nou contract, un pic cam mult stres, ce-i drept, dar văd că ai suport. Sau dacă nu ai suport, ar fi bine să-l ceri, pentru că ți se va oferi. Ce mai apare aici? Pasiune, un nou început plin de pasiune, așa în general. Muncă în echipă, o echipă nouă de care te bucuri, persoane care te ajută și echilibru. Pentru anxioși, nu vă stresați pentru că urmează ceva foarte frumos și te vei liniști și lucrurile vor sta chiar foarte, foarte bine, mai ales pe plan profesional pentru tine, dragă Taur. Nu văd nimic greșit, nu văd nimic rău în afară de faptul că te stresezi un pic cam mult. Un drum mai apare aici sau te conectezi foarte bine cu un rac, cineva din zodia rac de la distanță, cineva care vine către tine sau tu mergi către această persoană. Bun, o să strâng cărțile astea și vedem pe plan amoros ce avem. Am zis să scot așa la începutul etalării un pic așa situația generală, cam cu ce te confrunți, iar apoi facem pe plan amoros, pentru că pe majoritatea asta vă interesează. Ia să vedem, pe plan amoros, care e situația, și dacă ești în cuplu, și dacă e singură, singur, indiferent în ce situație te afli acum, ce se întâmplă aici. Cuiva este dor de tine, cineva se uită pe fotografiile vechi, își amintește lucruri, și-ar cam dori să-și facă noi amintiri cu tine. Cam greu ies cărțile, greu. Dacă ești în separare de cineva, se pare că această persoană, deși este dor de tine, este atât de ambițioasă și atât de orgolioasă, încât încă stă cu spatele. Încă evită orice fel de conversație cu tine, încă este supărată pe tine sau tu pe această persoană și mai văd aici cineva din trecutul tău, ceva eveniment se repetă. Și mai apare aici o persoană de modă veche, cineva așa de modă veche, parcă amintiri, lucruri care s-au întâmplat în trecut, revin acum în mintea ta. Să ai grijă la treburile astea pentru că s-ar putea să te bage într-o ușoară stare mai low, știi, mai joasă, așa, mai depresivă. Știi cum e, prea multă nostalgie, mai ales toamna, deja are nostalgia ei, mai vin și amintirile astea pe capul tău, te cam zăbăcesc. Încearcă să iei totul mai în glumă, știi? Să nu pui prea multă seriozitate. Ce mai apare pe aici? Cartea asta îmi spune să dai o șansă relației. Acum, nu știu, parcă tu ești supărat aici sau tu ești cu întors așa sau întoarsă cu spatele. Și cărțile îmi spun că ar fi trebuit să iei totul mai în glumă, da? Și să nu iei totul chiar atât de personal și să mai dai o șansă unei relații. Nu știu ce relație, vedem acum. Hai să vedem despre ce e vorba. Pe plan amoros, pentru Taur, luna octombrie, ce-a mai rămas din ea? Ți este foarte greu. Avem doiul de cupe, relație grea, păsătoare, multe responsabilități sau un mare bagaj emoțional pe care cineva îl car aici. Greutăți care vin din urmă. Apare un eveniment important, o sărbătoare sau acasă, o întâlnire. O întâlnire cu cineva de peste hotare mai poate fi aici. Patru de bâte mai arată și trecerea graniței, da? Cineva de departe.
Ok, și avem aici o pauză. Revedere, revenire cu greu, dar se pare că cineva revine. Persoana pe care tu s-ar putea să fii supărată sau supărat încă pentru că, da, pentru că ți-a cam dat bătăi de cap, din câte observ. Se pare că întâmpini această persoană cu tigaia, să zic așa, pentru că a plecat într-un moment în care te-a așteptat mai puțin sau a făcut o chestie aici care ție nu ți-a plăcut de nicio culoare și ți este foarte greu să accepti această persoană înapoi, deși îți este dor pe o parte. Dar cred eu că o să-i mai dai o șansă până la urmă, sau cel puțin așa mi-arată cărțile, că până la urmă, chiar dacă faci aici pe zmeu și ții garda sus, îi mai ofer o șansă, pentru că există reciprocitate, există dragoste, există iubire între voi. Luna vorbește despre frici, temeri, temeri de a te băga într-o astfel de relație și nu știi dacă vei reuși de data aceasta, dacă va fi de bine sau nu. Promisiune aici, multe promisiuni, promisiunea că totul va fi de durată, că totul va fi ok, promisiuni între două suflete pereche, un nou început, stabil, care promite, da, stabilitate. Acum, dacă se va ajunge la acea stabilitate sau nu, rămâne de văzut. Dar ceva se schimbă. Pentru alții dintre voi, văd că sunteți aici cu spada sus, pur și simplu nu vă doriți această relație, nu vă doriți niciun fel de relație, mai ales pentru persoanele singure. Dar, uite așa, cum tu să nu spui niciodată, niciodată, s-ar putea ca cineva să apară în viitorul apropiat, după o pauză, în viața ta și să schimbe soarta la 180 de grade, din câte se pare. Și îți dovedești că te-ai cam mințit singura sau singur. Conexiuni cu berbec, văd, foarte interesante. Un berbec mincinos aici. De aceea spun conexiuni interesante, pentru că berbecul ăsta încearcă să te oprească din drum. Cineva te minte, te păcălește, îți promite marea cu sarea, dar încearcă practic să te oprească din drum. În unele cazuri, dacă nu este vorba de dragoste, este vorba despre un job. Da? Cineva văd că îți promite aici o persoană cu care te conectezi foarte frumos, îți promite ceva fain. Mai văd aici un nou început. Iar aici apare cineva care încearcă să te blocheze, să te întoarcă din drum. Ce mai văd aici? Da, uite, odihnă, ți se promite ceva, ți se promite, nu știu, sau cartea nebunului, după o perioadă îndelungată, atunci când credeai că nu mai apare, că nu mai vine, cineva s-ar putea să revină în viața ta. După o stagnare, după o pauză, cineva vine acasă. Și tot 4, 4, 4, o dată de 4 este extrem de importantă, sau o dată de 8 mai văd pe aici, pentru unii dintre voi, dar 4, cifra 4 o am de nu știu câte ori pe masă, de vreo 4 ori. Da, e foarte important, cifra 4. Ce, de 5 ori o am. Schimbare. Mai văd și o ceartă. Cu cine te cerți? Mai văd o ceartă aici. Discuții, ceartă cu o persoană încăpățânată. Ok. Și mai avem și un prinț de bâte. În viitor apare o ceartă cu cineva foarte încăpățânat. Vreau să mai scot câteva cărți la voi și din acest oracol. Nu scot la fiecare zodie, doar atunci când simt eu. Hai să vedem câteva cărți pentru Taur. Câteva cărți. Ce mai văd pe aici? Da. Cineva te bagă în confuzie aici din balanță. Persoana din balanță care îți dă o stare așa cumva ciudată. Da, persoane din balanță cu care nu conectezi prea bine, nu te conectezi prea bine. O dată de 5 mai văd aici. Cineva care arde niște informații sau care ascunde niște informații, mai bine spus. Cineva care încearcă să te manipuleze emoțional sau ups. Da.
Mai văd gemeni. Ai de-a face și cu ceva gemeni. Și leu. Un leu se întoarce. Sau un leu, din partea unui leu primești un mesaj. Iar aici cu cineva din gemeni faci un drum, o călătorie. Ok. Conexiuni bune și mai puțin bune. Hai să vedem și un sfat pentru tine, că am încurcată treaba pe aici. Berbecul ăsta nu-mi place deloc. E un berbec aici care îți cam dă bătăi de cap, din câte observ. Dar și balanța. Balanța, ai grijă că cineva din balanță, cu marcaje pe balanță, văd că încearcă să te manipuleze cumva. Ok. Emoțional. Și conexiuni cu zodia rac. Un rac, mai vrea o șansă cu tine. Ca și sfat, ce avem aici? Încearcă să cureți ceea ce este negativ în viața ta. Problemele acestea și obstacolele se vor rezolva în curând. Nu crede în iluzii, da? Nu-ți face tot felul de iluzii, pentru că în curând vei afla că, de fapt, realitatea este cu totul alta. Acum nu știu exact la ce se referă, voi știți mai bine. Ideea este că trebuie să cureți. Sunt câteva energii negative în jurul tău, din câte văd, dragă Taur. Câteva lucruri care nu prea sunt bune, care trebuie să te scapi de ele. Sau câțiva oameni care încearcă într-un oarecare fel, da, să te păcălească, să te manipuleze cumva. Deci pe dragoste nu prea iese bine, din câte observ, dar pe carieră așa iese frumos. Schimbarea jobului sau ți se oferă ceva nou. Totuși ai grijă pentru că persoanele din trecut încearcă să te țină acolo în trecut, să te tragă în trecut. De ce? Pentru că ești o persoană importantă. Pentru că au nevoie de tine. Pentru că ar trebui să fii conștientă sau conștient de lucrul ăsta, da? Că de valoarea ta, practic. Bun, cam atât. Cam atât, dragii mei tauri. V-am pupăcit. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau.